Consecințele acestei crize în plan politic, economic și social vor domina atât această campanie electorală, cât și viitoarea guvernare. Este vorba despre oameni, în primul rând, despre nevoile și despre aspirațiile lor, iar noi, ca oameni de stânga, nu putem ignora această realitate. Nu poți face politică ignorând oamenii, nepăsându-ți de viața lor. Adică exact ce face actuala guvernare a Partidului Național Liberal. Vom discuta despre această guvernare, pentru că într-un an de zile Partidul Național Liberal a reușit să scoată România de pe un drum corect în materie de politici economice și sociale, asistând astăzi la o degradare a condițiilor de viață ale cetățenilor, la șomaj și la sărăcie pentru aproape 1 milion de români. În guvernarea 2017-2019, Partidul Social Democrat a început să adreseze aceste probleme și nu poate contesta nimeni că am trăit o perioadă de prosperitate economică în care nivelul de trai al românilor s-a îmbunătățit simțitor. Este crezul nostru al socialdemocraților că fiecare cetățean trebuie să simtă efectele creșterii economice, aceasta să nu fie doar o cifră despre care aude din presă sau din gura politicienilor. Doamna deputat Carmen Holban s-a referit la o parte a dimensiunii programului nostru de guvernare, dimensiunea sanitară, dimensiunea medicală. Eu am coordonat capitolul dedicat culturii din viitorul program de guvernare și într-o proximă conferință de presă vom prezenta prioritățile noastre în domeniul culturii, cu referire specială la particularitățile județului Dâmbovița în această chestiune. Dâmbovița având, așa cum se știe, un patrimoniu cultural pe care trebuie să-l punem în valoare și mai bine decât am făcut-o în trecut. În perioada 2017-2019, pentru o scurtă vreme, am fost ministru culturii și într-o conferință de presă ulterioară mă voi referi la câteva din lucrurile pe care noi deja le-am făcut aici, în acest domeniu extrem de important. Întorcându-ne la criza sanitară, trebuie să subliniem incompetența și reaua credință a liberalilor, care se văd cel mai bine în modul în care au gestionat această criză. Anul acesta de guvernare a avut drept unic obiectiv cucerirea puterii absolute în stat. A fost un an în care tot ce au făcut liberalii a avut legătură doar cu alegerile. Și nimic cu România și cu problemele ei, inclusiv sanitare. Refuzul PNL de a discuta măcar ipotezele de bază ale viitorului buget ascunde intenția de a introduce din 2021 un drastic program de austeritate. Spun că nu vor mări taxele și impozitele. Bine, dar cum vor acoperi nevoile de finanțare? Ne apropiem de limitele raționale ale îndatoririi publice. După criteriul capacității de a plăti datoriile, suntem oricum la limită. După ce PNL a împrumutat în câteva luni cam 10% din PIB, adică ne apropiem de cele 45% din PIB calculate pentru România. Principala amenințare pe care o observăm după acest an de guvernare liberală este până la urmă la adresa democrației. Vom discuta despre asta în timpul campaniei. Dar este evidentă tentația lor de a apela la metode autoritare, de a guverna prin frică. Pentru că după tot ce au făcut în instituții și în administrație în timpul gestionării crizei sanitare, PNL a dus și statul la un pas de eșec. Mai grav de atât, a atacat ca nimeni altcineva democrația, instituții precum Parlamentul, Curtea Constituțională, Avocatul Poporului. Pentru prima oară în ultimele 3 decenii, cineva își face program de guvernare din eliminarea stângii de pe scena politică. Este, să nu ne ascundem după cuvinte, un program de esență autoritaristă, în inima unei Europe care și-a făcut în democrație
unul dintre pilonii ei de rezistență. Vizat este PSD, partidul care a dus România în NATO și în Uniunea Europeană, care a dat României o Constituție în acord cu statutul ei în spațiul euroatlantic. Există un lucru care diferențiază Partidul Social-Democrat pe scena politică, și anume relația cu oamenii, dimensiunea socială din activitatea Partidului Social-Democrat. Fără asta, fără dimensiunea socială asumată, am fi doar unul dintre partidele pe care doar siglele electorale le deosebesc și ne-am rezuma la o luptă politică fără orizont și fără responsabilități față de cetățeni. Pandemia va reseta multe din cele ce s-au făcut până acum. Ce a fost bine, va rămâne. Ce nu, va trebui schimbat. Vremurile pe care le trăim trebuie să schimbe modul în care abordăm politica. Să o regândim plecând de la viață. PSD este obligat în aceste condiții de campanie electorală dificilă și de context politic dificil să-și construiască demersul politic plecând de la câteva priorități. Primul obiectiv al PSD, gestionarea problemelor sociale ale eșecului guvernării liberale. Refuzul liberalilor de a respecta legea și Constituția în privința creșterii salariilor, pensiilor și alocațiilor pentru copii accentuează criza economică asociată crizei sanitare. Nu au învățat nimic din precedenta criză economică, în care austeritatea a accentuat criza, nu a făcut-o mai ușor de suportat. Așa se va întâmpla și acum, dacă PNL rămâne la guvernare. Programul economic al PSD, care este prezentat în aceste zile, în aceste săptămâni, pe diferitele sale capitole, prezintă explicit un set de politici care exclud apelul la măsuri de austeritate și au ca obiectiv revenirea la și stimularea creșterii economice. Astfel vom avea resurse pentru a le aloca rezolvării problemelor sociale, în primul rând funcționarea la parametri ceruți a sistemelor publice de educație, de sănătate, pentru investiții în modernizarea țării. Al doilea obiectiv al PSD este acela al asigurării continuității funcționării democrației în România. Anul acesta PNL nu s-a dat de o parte de la acapara puterea totală în stat. Ca rezultat, românii i-au sancționat, iar partidul se află în scădere în sondaje. De aceea au încercat să forțeze alegerile anticipate în primăvară, când încă erau sus în sondaj. Al treilea obiectiv este corecta gestiunea crizei sanitare, începând cu haosul administrativ și instituțional din domeniu. PNL a folosit gestiunea crizei sanitare ca instrument îndreptat împotriva adversarilor lui politici. Așa ceva este inacceptabil. De unde sunt atât de siguri că vor forma nou guvern? De ce a numit de pe acum președintele Republicii nou premier în persoana tot mai contestată a domnului Orban? De ce mai facem alegeri? Experiența mea de ministru și de parlamentar mă obligă să afirm că reclădirea încrederii cetățeanului în stat este o urgență și ea trece printr-o regândire a întregului sistem de legi și de regulamente, sistem care penalizează pe toată lumea, cetățeni, întreprinzători, entități economice, instituții sociale și culturale. Este un prim pas, dar obligatoriu, dintr-un proces nici simplu, nici ușor. PSD are curajul să pornească acest proces care va întâmpina o puternică rezistență. Județul Dâmbovița are toate datele pentru a cunoaște o dezvoltare economică susținută în următorii 4 ani, plecând de la tradiția industrială, de la existența unei agriculturi care și-a dovedit viabilitatea și pe un sistem de educație încă funcțional, care poate contribui la pregătirea tinerilor pentru piața muncii, la standardele cerute de noua situație a economiei. Cum cadrul legislativ este important, cred că trebuie să prezentăm împreună nevoile județului
în contextul unei reforme administrative care nu mai poate aștepta. Nu cred că a trece totul în seama, în sarcina administrațiilor locale, cum fac liberalii, și folosirea banului public în funcție de interesele partinice în jocuri de putere ține loc de reformă. Este doar un mod de a pune sub semnul întrebării funcționarea statului ca ansamblu.